În momentul când iese să pleznești degetele așa... Salutare! Mai facem un episod. Continuați discuția, continuați, că apăresc pe un canal cu sute de mii de urmăritori. Și astăzi o să... Mai bine în episodul ăsta. Fiecare din prietenii noștri de aici, din platou, o să ne arate ce are... Eu sunt ultimul. Ce are în propriul portbagaj al mașinii pe care o conduce. A, eu scap bine. Hai să începem de la... De la BMW-ul domnului doctor. Deci oricum este filmat inoportun, ei nu știau de chestia asta, le-am... Și acum e acum. Trebuie să alegem dacă deschide sau nu. Deci în opinia da. Domnului ce fac? Opa. Mai nimic, subții. Chiar aici este un element contra... Canalul 22 foarte bun. Canalul 22 extraordinar. Aveți grijă că în unele țări nu sunt permise. Cu tot ce trebuie să este pusă de la telefon pe care tu mai ai schimbat-o. Bun. Așa, bun de la... Masca chirurgicală. Tu ai intri în sală. Nu. Asta de obicei vine la pachet cu asta. Înțelegeți? Aaa, salutări de la Craiova! Salut! Asta este coada unei unelte agricole care a rupt acum vreo 2 ani de zile când ne dăm la lopată și de atunci nu ajung la Leroy Merlin. Poți expresia așa, știi, farbaii da. Prietenos. Tu o ții în mașină ca să te duci să scumperi alta. Da. Auzi, dar nu erai chirurg, cu asta e la ortopedie să lucrează. Nu e la ortopedie. Asta e pentru urgențe, știi când vine unul la recuperare direct aici. La recuperare. Și în rest, roata de rezervă n-are, bănuiesc? Nu, are nu. Da. Nu. Da. Are un placaj. Un placaj cu... Da. Alte chestii, un stick, niște chestii de umflat minci, o lanternă pentru situații de urgență. Păi dacă la BMW mai ai situații de urgență. Aici sunt triunghiurile și trusa. Pe lângă ce am avut neșansa să mă oprească poliția, să mă întrebe, domnule, dacă am triunghi reflectorizant, dacă am vestă, dacă am... Și am spus, toate sunt aici. Și triunghiul bermudelor. Vă pot și arăta. Sunt... Exact. Să nu sunați la numărul ăla de acolo. Și aș pune la triunghi ăla și niște bermude în caz, da? Și am arătat omului, domnule, eu am tot ce-mi trebuie. Aici am triunghi, am tursa medicală, este... Dar vă mai trebuie un triunghi. Știu că trebuie că în România să ai două triunghi. Și tursa medicală, da, trebuie de valabilitate. Știți că amenda este la fel, dacă nu aveți un triunghi, dacă aveți absolut tot, adică și trusă, și vestă, și absolut tot, dacă nu aveți un triunghi, amenda este aceeași. Știi ce e important, ce vrut? Știi că parcă se băgați o dată să ai în mașină acea schiță, cum se numește domnul inginer? Planul ăla al mașinii unde cum să taie. Ai o chestie totuși bună care știi ce ar trebui făcut producătorul mașinii, ar trebui să o tipărească pe stâlpi, pe undeva pe panouri. Știi că în cazul în care se ajunge la așa ceva, cel care desface să știe cum se desfacă. Eu dacă am făcut armata la pompieri, aș pune la fiecare portieră sensul de ieșire, ca să știu. Și un plan de evacuare. Hai spre următoarea mașină. Hai să lăsăm Alfa la final. Hai la final, e cu surprize. Bine, hai la Skoda atunci. Deci Alfa mereu e cu surprize. Ia domnul Lupu, ia să vedem ce deținem în acest portbagaj. Wow. Fița roșie. Da, nu e. Și da. Nici măcar nu e plin. A renunțat la cola, se vede. Da. Proastă alegere apa. Multe lavete, nu știu ce Dumnezeu fac cu atâtea, că doar două folosesc când spun mașina. Îți crează cu două, trei, dacă... Spune, dar vă, că ai două pensule... Aoleu, ce e Mox? Cheie franceză, Asta e uitată pe aici de vreun an jumate. Dar ce faci cu ea? Nu că știu. Nu poți să o folosești la mașina asta. E cum? E pe toate dimensiunile. Păi dar nu poți să o folosești la nimic, spun eu. Nu i-a venit complet pachetul. Ba da, nu, a demontatul haionului merge. Dacă e murdar pe mână, trage cu asta. Da, când închide portbagajul cu cheia franceză. La chestia asta îi mai trebuie o mască din aceea. Păi... Vehiculele, deși sunt aici, nu le-am folosit niciodată. Hai. Uite, că de că sunt prăfuite. Sunt prăfuite, dar le-am folosit atunci și de atunci le-am lăsat în mașină cu gândul că le mai folosesc. Deci aghia franceză se mai dă cu aghiazmă la ea, știi? Bă, ce chestie are Skoda pe aici. Asta e o chestie foarte mișto, pentru că dacă n-aș fi avut o viță... Asta e pentru divizare. Bă. Simpli clever. Pentru fixarea lucrurilor din portbagaj. Să compartimentezi portbagajul. Și asta nu. Aici nu. Aici ce să... Să-i facem puțină reclamă lui Geo. A venit fără, dar am luat-o. Distribuitorul oficial la Mutanu. Vasis das pentru mai cureți. Vasis habe gemacht, habe nicht. Profi.
o grămadă antibiotice. Cine a avut Dacie? Bun, bun asta. Aici sunt tot felul de... Repet, nu le-am folosit niciodată. De substanțe de curățat, interioare, geamuri. Grease, ăsta e spray de frâne. Nu, nu, e vaselină la spray, ăsta e de curățat. Recunoaște că atunci când face pânză de păianjen în porbagaj, dai cu spray-ul la sumor pe păianjen. Când da. A fost la spălătorie, am găsit o pânză de porbagaj pe ușa dreapta spate. Deci oricum se vede că Skoda, Skodele sunt pentru oameni practici. Bineînțeles că avem și păturică, poate ni se face frig, poate nu știi ce se întâmplă. Ai pentru scenă, lasă, care are roată de rezervă de dimensiuni normale. Mașină, cric. Cumpărată separat, n-a venit cu nimic. Dar știi că șurubelnița din aia se dă și la Opel, de se schimbă, interschimbabil. A, deci poți să o folosești și la Opel, am înțeles. Dar ai pus tu placajul aici, sub ăsta sau? Nu, nu, așa a venit. Ia uite, scrie ceva pe el. Madin Czech Republic. Da, vezi, ce i-am pus eu la Audi. Exact, exact. A, e Skype. Ca să nu zorme, și la Audi era doar placajul, așa, ca să zorme, că de-aia e Audi. Da, s-au gândit la toate. Hai la următoarea, la următoarea. Aoleu. Bă, din fericire scap bine astăzi, că am avut dezastru în porbagaj. Ia, stai puțin, nu vreau să văd operațiunea aia. Keyless. Okay. Nu merge așa. No, no. Da, nu la generația asta nu merge. La asta nu merge. Ca orice aceasta care se respectă, cheia asta citește gânduri și zice, vrei să deschizi porbagajul, pac. Oh, și pentru că suntem un vulcanizator talentat, n-avem decât pneuri și o șufă. Tu pleci la intervenție acum cu cauciucurile astea sau? Nu, dar de exemplu eram făcut intervenție. Dar șufa asta îmi pare cunoscută, a mai apărut într-un clip. A, și altceva pe aici ce e? Niște soluții de injectoare, ce e de curățat? Aditiv, ce e ăla? Lichid de servo. A, mai pierde, știu. De atunci nu mai pierdut, să știi. E bine. Urme. Unsă cum trebuie. Subțire, subțire, mă așteptam la mai multe. Hai la, hai la Alfa. Deci trebuie să mergem la Alfa. Eu tot cred că merge. Nu merge, mă, că nu are doctorul generația asta. Bă, bună asta cu mâna, într-adevăr, da, bună de tot, bună, bună, chiar. Da, dacă, am și am avut toți ciungă în păr rapaza asta. Hai la Alfa, hai să vedem ce are, ce are domnul Alfa, pe urmă mergem și în Touareg. Am nedoală. La mine e... Prima întrebare, se deschide porbagajul? Da, se deschide. Alfa. Foarte bine, dar este, cum să spun eu, în curs de restaurare. După cum vedeți, la ultimul clip în care scutul este și acum pe TGU. Și băieții, da? Da, da, da. Și a schimbat... A făcut ăstea noi. Ai furat de BMW. Nu, 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 totuși. Da, asta, asta, asta e chiar, e simbolul ăsta, șarpele pe cruce, seamănă cu ăla de la... Simbolul medic, simbolul bolonez, adică da, ai cu copilul mâncat de dragon. Știu. Și de fapt primul bărbat Alfa a fost Romeo. Da? Și tadam. Tadam. A, nu se deschide, că n-are cum. N-are așa ceva. Atâ. Fraților, să nu mai râdeți de posesorii de Volkswagen și de BMW. Dar ce este de apreciat, când găsim bidonul de ulei la o mașină în porbagaj, încă are uleiul rămas de la schimb în el. Asta înseamnă că nu a fost completat. Dacă găsim bidonul gol, e o problemă. Bine, bidonul doar gol nu mai ține revizia, nimic. Doar ce am făcut revizia, deci peste am 2000... adăcat, i-am băgat și aditiv de ulei în ea. Să nu mai faci greșeala asta, dar în fine. Am zis totuși, asta este kitul de distribuție. Ai o planetară? Asta e o planetară. Tu mă nerzi de la o ușă? Am schimbat ușile. A fost așa. Cablurile de la senzorii din față le-am luat, că am zis că are un contact imperfect și am zis că nu știu care e. Ai luat cordul flexibil. Pentru mai bine o lași pe calea București, că ți-a catalizator. Da, așa. I-am schimbat proiectoarele de ceață, că astea cele vechi. Astea tic, mulți vor zice, doamne, să nu știu cum, să nu știu. Sunt foarte bune, sunt tot foarte bune, știu. Tot tic le-am luat. Știi ce să le faci? Să le dai cu bandă, cu scotch, pe limbi, unde se înainte să le montezi, înainte de îmbinare. Oricum o să dau din nou, o să dau din nou spoiler jos ca să schimb cablurile. Asta este burduful de la planetara pe stânga, că este tic trepată. Stați așa, că m-am pe aici. Bucșa mare de la braț. Kitul de distribuție. L-am văzut cu pufă pe hepu frumos, da, piese germane, da. Da. Așa, și se mă schimb bileta pe dreapta, că pe stânga am schimbat deja și am început să am zis, dacă tot schimb toată partea dreaptă. Mare grijă cu asta unde îi faci direcția. Așa, da, știu.
Că trebuie să... E o suspensie complicată și greu de... Din câte vedeți, este singura mașină italiană de aici. Se poate face direcția și la chirurgie. Am senzor de parcare. Auzi, dar da-s autogaraj asta de unde ai luat? Asta când am luat eu mașina. Mașina are 6 ani jumate de când e pe mâna mea. Oricum se prezintă foarte bine. Ea de a terorizat-o Luci Popa și încă l-a rezistat fără probleme. Nu numai Luci Popa. Ăla e un senzor de parcare vopsit în culoarea mașinii. I-am refăcut că trebuie să schimb pe spate aici. Ăsta s-a ars. Ăsta l-am găsit, i-am făcut cu cititorul. L-am ars și l-am schimbat, ăsta e bun. Doar că nu l-am apucat să revopsesc. Bă, oricum, când îți iei o mașină din asta, înveți și mecanică, și electronică, și tirichigerii. Am schimbat pe față, că i-am schimbat foarte multe lucruri. Când vine cu toate nebuniile alea, i-am schimbat, i-am revopsit tot spoilerul și am schimbat aici, le-am făcut farurile, le-am... Și i-am schimbat ornamentul. Ce bine arată proiectoarele, tic! Ornamentul cu totul, ca să fie cu cromul, că ăsta se mătuise cu totul și nu mai era frumos. Da, ai dat un look nou frumos, arată bine mașina. Și cu emblema făcută din față. Da. Mai multe și m-am deschimbat în continuare. Bine, din față te poți amăgi singur că este o Alfa Spider, știi, aia cu V6-le 3200. Sau Brera, sau oricare, adică astea sunt emblemele de la generația nouă. Nu sunt de la generația veche. Hai bă, lasă-le bă și tu acum. Sunt noi. Oricum mi-ai dat un look nou, știi? Mi-a plăcut mașina dar și mi-a părut rău. Dar nu și-o scut nou. Nu mai atârnă. Hai că totuși nu mai atârnă. Hai că nu mă mai bag pe sub de ăla. Asta de la ce? De la noroc. Aia este din fața blocului. Noroc, adică... noroc să fie, uite. Lăsați că mie mi-a dat pe ăsta revopsit nou, mi-a dat cu gem. Și pe plafon. Este cea mai importantă dotare a mașinii care spune, scrie... Concenaria Tamburini, da? Și avem și numărul de telefon la care trebuie să sunem în caz de probleme. Și mai are o chestie în portbagaj. A, mai are? Păi ai o grămadă de chestii în portbagaj. Prin comparație cu domnii, cu Skoda și cu nu știu ce, ăsta este cablu, dacă e să rămâi blocat în portbagaj. Italian, de mafia, Italian style, da. Poți să scapi lejer, frumos, are și roată de rezervă, dar de dimensiuni reduse. Da, hai să mă laud și eu cu ce am la mine, hai, veniți încoace. Deci ce am eu în portbagaj, n-aveți niciun. Spațiu liber. Stai să ajungem. Stai să ajungem aici. Să vedem ce am, că nici eu nu știu exact ce am. Ups. Ăla-i trepiedul. Da. Am aici trusă medicală. Ai și praf? Aici e praful Olteniei. Și aici, în această pungă, sau în spatele ei, Pe lângă praf, am triunghiul mașinii și aici am ce e cel mai important să ai cu tine, la tine vreodată. E de Julie. O sticlă de apă distilată și una de antigel și o frânghie poți, cu care poți să te spânzuri. Nu, mi-a rămas de atunci un litru de apă și de antigel. Uite și am și un extintor, care cred că tot e italian. Și cred că este ăsta, ăsta este SOS prin GPS. Am și eu am o geantă pe care o iau cu mine în călătorii, dar care nu... Valabil. Ia vezi în ce an e. Mai am o geantă care o să o prezint odată, dar care o iau cu mine doar când plec în anumite călătorii. Doctorul, te murdărești pe mâini. M-am murdărit deja. Nu are importanță. Da, nu știu, nu... Ba nu, stai, producții, așa, stai... E al mașinii, mă, îți dai seama. A, e al mașinii? Păi logic, din moment ce scrie în italiană pe el. Nu mă lasă, până la aici, mă. Ce faci, dacă ți-a făcut mașina, arunci cu totul. Oricum, știi care e chestia? Ești obligat în foarte multe țări să ai extintor. De extintoare astea de auto sunt mici. Da. Sunt, nu poți stinge nimic dintr-o mașină care a luat foc. Adică e doar așa de, hai să-l avem, știi? E ca la spital, știi? Am văzut că, de exemplu, în București, când a luat foc o mașină, au primit mai mulți participați și abia vreo 3-4 de extintoare, știi? E bine că au reușit la spitalul ăla, dar atunci nici nu au mers extintoare. Da. Cam atât, e bun episodul ăsta. O să facem, o să iau o dată geanta aia și vă chem pe toți să vedeți ce am în ea. Aia e geanta mea de voiaj. Gata, hai, bye bye. Ciao ragazzi, alivederci.